Să aruncăm o scurtă privire asupra cetății Baba Vida din Vidin, Bulgaria. Numărul 88, Cristian Iosif, numărul 5, Ivaie Ivanov, numărul 8, Каян Цветков, капитан на отбора, номер 11, Мартин Николов, номер 6, Семен Иванов, номер 30, Иван Иванов, номер 14, Александр Соколов, номер 77, Венисиус Беоти, номер 22, Николай Боянов, и номер 23, Емилия Валерия Васосин. Резерва номер 3. Верно се време на днешните срещи. Am ascultat încă o dată înălțătorul imn al celor de la Bdin Vidin. Aceștia echipați în albastru întâlnesc în etapa 32 a Ligii Secunde Bulgarie echipa Spartak Pleven. Bdin Vidin este de câteva etape bune retrogradată, matematic. Spartak Pleven încă luptă pentru evitarea retrogradării. Oaspeții au lovitura de începere. Să mai verificăm o dată cronometrele. Și exact la ora 18 partida a început. Sper să-mi ajungă acumulatorul, că am transmis de dimineață și meciul dintre Ișalința și Dăbuleni. Thank you.
Thank you.
Suntem în minutul de prelungire arătat pentru această primă repriză. În continuare 0-0. Și după o primă repriză în care am urmărit cum pasa înapoi a fost adusă la rang de arcă, mai ceva ca în Superliga, scorul nu putea fi altul decât 0-0. Sportivul de acolo e mai câștigat. Să fie drept, Nicolae Bulan, pe drasă să numeri 19, Roberto Rasenu. În startul reprizei secunde, gazdele au lovitura de începere. În sfârșit văd și eu ce filmesc în prima repriză, nu văzui nimic. Când bătea soarele în ecran. Egalitate la bare, 1-1. Să
Spartak Pleven deschide scorul. Din minutul 61, 0 la 1. Scuze că în interesul lor să pierde meciul ăsta. Se
Ca de obicei, dinții până nu sunt conduși, nu știu să atace. Dar nu mai au timp. Oh,
câte minute? Nu scrie. 4 minute de prelungire pentru această partidă. În continuare 0-1. Și cartonaș roșu. În minutele de prelungire, gazdele rămân în 10. Final de partidă, Spartak Pleven obține la Vidin o victorie care probabil îi asigură rămânerea în eșalonul secund. Din Vidin, Spartak Pleven, 0-1.